Bună seara, este data de 23 octombrie. Ca de obicei, vineri seara, suntem gata pentru un nou quiz de vineri. O să vă lăsăm una-două minute să vă pregătiți echipele, după care revenim. Am revenit, de data asta sunt eu, Octavian, singur în studio. De la distanță mă ajut Sanda și cu Alexei. Este jocul cu numărul 26 și în același timp al 6-lea joc din noua era, a doua ieră, așa cum am numit-o noi. Haideți să ne amintim ce a fost data trecută. A fost un joc câștigat de echipa hashtag protest permanent, care se menține de asemenea pe locul întâi în clasamentul general. Pe locul 2 a fost echipa REM și pe locul 3 echipa SER. A fost un a, rezultat destul de interesant în considerație că trei echipe au ieșit la egalitate de puncte pentru locurile 1-3 și respectiv s-a făcut a, departajarea după celelalte criterii. Apropo, a fost anunțat astăzi că au ajuns în sfârșit... A, premiile pentru jocul dedicat zililor europene ale patrimoniului. Echipele care așteptau deja așteaptă de câteva săptămâni să le primească. Se pare că au fost deja anunțate și capitanii vor primi premiile în cel mai scurt timp. Acum, haideți să mergem la înregistrarea cu regulile jocului, după care revenim iarăși. Iată și regulile jocului. Jucăm 7 runde. 6 runde cu 8 întrebări și o rundă specială cu două întrebări. Puteți acumula un total de maxim 50 de puncte. Răspunsurile se transmit prin formularul indicat în comentarii, la finalul fiecare runde. Verificați data indicată în antetul formularului să coincidă cu data concursului. Completați răspunsul la fiecare întrebare într-o căsuță separată, nu toate răspunsurile într-o singură căsuță. Este același formular la toate rundele. Aveți grijă că denumirea echipei să fie identică în toate rundele. Este acceptat un singur formular per rundă. Dacă la o rundă trimiteți mai multe formulare, va fi punctat doar primul primit. Vom face pauze după runda a doua și a patra. Aveți circa un minut de gândire per întrebare. Vă puteți gândi la întrebările anterioare din runda curentă. Răspunsurile corecte vor fi anunțate după rundele A2, A4 și A7. Dacă nu se cere concret, acceptăm răspunsuri în limbile pe care le cunoaștem: româna, rusă, engleza sau franceza. Numărul dintre paranteze pătrate indică din câte litere este format răspunsul corect. Jucăm în română. Dacă nu specificăm altfel, indiciile, de exemplu numărul de litere, se referă la răspunsuri în română. Și desemnarea echipei câștigătoare. Câștigă echipa cu cele mai multe puncte la final, dintre echipele care au jucat live. Și criterii de departajare pentru echipele din top 3. Primul criteriu este numărul de runde câștigate, iar al doilea, formularul expediat mai rapid la runda a șasea. Acestea au fost regulile pentru cei care joacă deja de mult, sunt destul de clare și cred că le-au auzit deja de câteva zeci de ori. Acum haideți să vedem care sunt rundele pentru ziua de astăzi. Începem ca de obicei cu încălzirea, întrebări din diverse domenii. Continuăm cu runda matricială. Vă zicem care este matrice atunci când ajungem la runda a doua. 3. O rundă vegetală, 4 am zis noi ceva mai original, așa, o rundă flash cu răspunsuri toate din 4 litere. 5 o temă despre hărți, 6 muzică și film și încheiem cu runda specială din două întrebări. Deci, astea sunt rundele. Apropo, pentru mine astăzi este deja al... Acesta este al treilea concurs organizat. Am fost de dimineață la Liceul Da Vinci, după amiază am fost la Liceul Gaudiamus. Așa, energia este puțin, puțin spre sfârșit, însă cu siguranță rezist eu până la sfârșitul jocului. Dar dacă mai greșesc câte ceva, am intrat voi în situație. Asta fiind spuse, haideți să facem și ultima treabă înainte să începem jocul. O să vă rog, ca de obicei, să expediați câte un formular de testare cu denumirea echipei și dacă doriți voi ceva, scrieți la răspunsul. 1. Să vedem noi că merge totul bine și putem să începem jocul. Așa, au început să vin mesajele de la echipe, deja, ho, 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 nouă echipe au reușit să mi scrie. Așa, echipe cunoscute, echipe, avem și echipe noi. Salutări, salutări de la Praga, București, Chișinău, de la Londra, din satul Bardar, de la Cluj cu trei deji. Și nouă ne-a fost doar de voi. Mai avem o echipă de la Cluj și din Talahasi, Târgu Mureș, Barcelona și așa mai departe. Deja peste 30 de echipe au scris. Uh, noi nu mai așteptăm mult, trecem la prima rundă, runda de încălzire. Deci, opt întrebări din diverse domenii. Succes! Întrebarea întâi. În Marea Britanie, persoanelor de culoare din India care au asimilat cultura albilor sunt pureclite ele. Numele el, numele ei, i-a fost dat de portughezi, probabil, care au considerat că ea seamnă cu un cap sau craniu. Ce este ea? Ichiro este un prenume japonez răspândit care s-ar traduce ca primul el. Dacă mărumeții ar fi fost scris de un japonez, prenumele Ichiro l-ar fi, fi, putut purta paraschiv Morometea. Ce cuvânt am înlocuit prin el? Întrebarea a treia. În imagine vedeți procentajul oamenilor care îl pot consuma fără efecte adverse. Ce este el? 4. În slangul australian există o serie de termeni speciali pentru anumite profesii. De exemplu, journo, jurnalist, la chalk, învățător, sau so fiery, pompier. Reprezentantul cărei profesii este numit Sparky. Cinci. Primul european care a văzut un animal din această clasă de mamifere l-a descris ca având burtă dublă. Spre deosebire de majoritatea mamiferilor, cele din această clasă nu au placentă. Numiți clasa de mamifere dacă denumirea începe cu o ciocolată. 6. Conform WorldAtlas.com, țările, regiunile cu cel mai mare număr de ei raportat la populația locală sunt Andorra, Macau, Insulele Virginia, Aruba și altele. În cazul Andorei, de exemplu, raportul a fost anul trecut de circa 33 la 1. Cine sunt ei? La un moment dat, se vânduseră atât de multe exemplare ale acestui roman, încât în Marea Britanie nu se mai găsea vopsea argentie pentru coperta cărții. Despre ce roman din 2011 este vorba? Și, întrebarea 8. Deși doar 14,2% dintre locuitorii acestei țări sunt musulmani, aici sunt cele mai multe moschei din lume, numiți țara. See Bye. Continuăm cu runda a doua. Haideți să mergem direct la matrice. Matricea de data asta este mita sau mită. Deci toate răspunsurile corecte conțin secvența de litere mita sau mită. Iată așa un joc de cuvinte. Vă mai las câteva secunde. Vă amintiți toate cuvintele pe care le știți și care conțin mita sau mită după care trecem la întrebările rundei a doua. Ok, haideți să începem. Întrebarea întâi. Acest termen înseamnă autoritate necontestată într-un anumit domeniu de activitate și vine de la cuvântul francez pentru vârf. Scrieți termenul. Vă reamintesc că răspunsul trebuie să conțină secvența de litere mita sau mită. Încercați să recunoașteți filmul, se cere titlul în engleză. Întrebarea a treia. Cea mai mare iad din lume are peste 70 de metri și poate fi găsită în peștera Son Dong din Vietnam. Ce este ea? Întrebarea a patra. Nu știm cât de corecte au fost alegerile respective, dar Ahmed Secuture în Guinea, 75-82, Felix Hufuet Boeni în Coasa de Filde, și 85, și Saddam Hussein în Irak, 2002, au fost votați președinți aproape în terminația afirmației cu un cuvânt. Întrebarea 5. Acest cuvânt vine din latină, unde însemna inițial pierdere, înfrângere militară, recoltă proastă. Scrieți cuvântul 10 litere. 6. Noțiunea de alfa a unei funcții a fost formalizată teoretic de Augustin Louis Cauchy și Carl Weierstrass. Ce este alfa? 7. El se el își sărbătorește în ființarea în fiecare an pe 7 decembrie, de ziua sfintei Ecaterina. El este al doilea cel mai mare din lume din categoria sa. Ce este el? Ce ultima întrebare din rundă. Cei care fac asta des pot suferi de eroziunea esofagului și de rupturi în mucoasa esofageană numite rupturi Mallory weiss Aceste rupturi afectează adesea alcoolicii și bulimicii. Ce acțiune am locuit prin a face asta? you Vă reamintim că dacă doriți puteți să susțineți financiar quizul de vineri și în general toate activitățile realizate de CMJ. și eroii noștri de săptămâna trecută, Victor Sterpu, echipa SER, echipa SER și echipa AMCEAM. Apropo, -am. la echipa SER nu este o greșeală. putem a făcut un transfer, peste câteva zile s-a mai gândit ce a mai făcut un transfer, nu știm, noi sigur, poate a uitat de primul transfer, poate era în dispoziție bună și a zis că hai că merită băieții în consumă. În orice caz, noi suntem recunoscători, echipii SER, vă mulțumim! dar și celorlalți. Apropo, Victor Sterpu, un nou patron al CMJ pe Patreon, alături de ceilalți patron. Mergem acum la răspunsurile pentru runda 1, la încălzirea. Așa, haideți să vedem. Ce este ea? Ea este o nucă de cocos maro din afară și alb în interior. Au fost răspunsuri corecte. Așa. Ce cuvânt am înlocuit prin el? Fiu. Japonezii au prenume care înseamnă primul, al doilea, al treilea, fiu și așa mai departe. Paraschiv era fratele cel mai mare din familia Moromete. La întrebarea 3, ce este el? te vedeți, poate fi consumat fără mari efecte adverse, mai mult în zona Danimarcei, Olandiei, însă mai puțin în zona asiatică și Africa de Sud, este lapte. În afara Europei, adulții sunt în general intoleranți la lactoză. Se crede că toleranța la lactoză a apărut în urma unei mutații genetice acum circa 10.000 de ani în rândul unei populații europene. La scurt timp, după domesticirea animalilor producătoare de lapte. Așa. Mergem mai departe. Prens Parkey, australieni, au în vedere electricienii. La întrebarea 5, clasa de mamifere care începe cu ciocolată. Marsupial este răspunsul corect. Dar din păcate nu putem să acceptăm răspunsul de genul cangur. Nu este clasă și nu începe cu nici cunoaștem noi cu ciocolată. La întrebarea 6, cine sunt ei? Turiști sau vizitatori? Andorra este pe locul întâi cu o populație de 70.000 de persoane și circa 2,4 milioane de turiști anual. Așa, și la 7, despre ce roman este vorba? Fifty Shades of Grey. S-a folosit foarte multe cerneală argintie pentru coperta acestui roman. Și țara cu cele mai multe moschei din lume este India. Astea au fost răspunsurile, Haideți să mergem la clasament, să vedem câte echipe au luat maximum. După datele mele, 6 echipe au dat 8 răspunsuri corecte. Nu o să ne oprim acum la toate. Mergem la răspunsurile rundei a doua, runda matricială. A, așa. Întrebarea întâi. Un cuvânt care vine de la cuvântul francez pentru vârf. Somitate, de la some. Vine. 2. Sper că au recunoscut echipele film, acuși chiar deschid să mă uit la răspunsurile voastre imediat, imediat. Da, foarte multă lume și-a dat seama. Este V Imitation Game. La întrebarea a treia, ce este ea? Stalagmită. Da, pentru cei care așa și nu au reușit să rețină care sunt stalactitele și care sunt stalagmitele, vedeți în această imagine și a avusese și Ion Mihai odată o întrebare foarte bună despre stalactite și stalagmite. Întrebarea a patra, terminați afirmația cu un cuvânt, unanimitate. 5. Cuvântul care desemna pierdere, înfrângere militară, recoltă proastă, calamitate. Calamitate, avem răspunsuri corecte, în gener, din ce se pare, a fost o rundă destul de simplă. Multe răspunsuri corecte avem. Ce este alfa? Limita, limita funcției. La șapte, este de fapt un muzeu și anume Muzeul Ermitaj, înființat de Caterina Cea Mare. Și la 8, ce acțiune am înlocuit prin a face asta, a vomita. Mai merg o dată la clasament, așa, la o privire superficială, în jur de vreo 12 echipe au luat maximum de 8 puncte. Ok, mergem mai departe cu runda a treia, runda vegetală. Atenție, întrebarea întâi. În Egiptul antic, această plantă era folosită în diverse scopuri. În ea se făceau inclusiv coșuri, sandale, pături, nave și multe alte chestii. Despre ce plantă este vorba? Un răspuns din 7 litere. Întrebarea a doua. După instaurarea comunismului, majoritatea aspectelor vieții sociale au fost puse sub control autorităților, inclusiv umorul. În țările comuniste erau scoase reviste oficiale de satiră. De exemplu, în România socialistă era scoasă revista Urzica, iar în Polonia revista Șpilchi, adică Acelea, Dar cum a fost numită revista de satiră din Moldova acelei perioade? Întrebarea a treia. Vedeți frunzele plantei tropicale, Monstera Deliciosa? Una dintre denumirile uzuale ale acestei plante este Swiss Plant. Ce produs a fost omis din denumirea uzuală a plantei? 6 litere în engleză. Întrebarea a patra. Ce fruct își, tra își trage denumirea de la cuvântul aztec ahuacatl, adică testicul? Întrebarea 5. În secolul XVI, portughezii au plantat pomi fructiferi și alte plante comestibile pe insula Sfânta Elena, pe atunci un important punct de oprire în călătoriile de întoarcere din Asia. Pentru ca marinarii suferinți de această boală să se poată reface. Despre ce boală este vorba? Cuvânt din șapte litere. 6. În a doua jumătate a secolului XV, în Europa, teascurile de vin și cele pentru presat măslinele au început să fie modificate astfel încât să poată fi folosite la această activitate. Care activitatea? Întrebarea 7. Savanții au selecționat o plantă care, în anumite condiții, devine roșie. Se preconizează semânarea de la distanța acestei plante pe terenuri întinse din țări ca Afganistan, Irak sau Angola. Aceste plante au urma să ușureze munca geniilor, care două litere au fost omise din propoziția anterioară. Și ultima întrebare, foarte simplă, dezlegați ghicitoarea românească. Patru frați într-o cămașă, din lăuntru îndulcită, iar afară amărâtă. thank yeah. you Și am ajuns la runda 4, runda flash și de asemenea 4 litere. Avem introducere la această rundă. În primul rând sunt întrebări ceva mai scurte și ceva mai simple. Veți avea aproximativ 30-40 de secunde de gândire la fiecare. Și de asemenea toate răspunsurile sunt cuvinte din 4 litere. Iată așa o chestiune, am încercat noi să vedem dacă ne-a reușit. Trecem la întrebarea întâi. Ea este numele unui sat din Maramureș. Ea este și numele unui roman ecranizat de Mircea Veroiu cu titlul Dincolo de pod. Cine este ea? Întrebarea a doua. În spaniolă, antonimul acestui prenume ar fi pobre. Scrieți prenumele. Întrebarea a treia. Designerul a creat această franciză după ce i-a ars casa în anii 1990 și a trebuit să o ia de la zero. În numele francizei găsiți un acronim cu ajutorul căruia este identificat orice utilizator de telefonie mobilă. Numiți franciza. 4. În latină, despre un autor care, în ciuda efortului, a scris o carte proastă, se spunea că a erosit X-ul. Ce este X? 5. Conform legendei, ultimul sultan otoman, Abdul, Hamed al ii se temea atât de mult că va fi otrăvit, încât își îngrijea singur propria ea. În Republica Moldova, cea mai răspândită ea este balțata cu negru de tip moldovenesc. Ce este ea? Foarte rapid, întrebarea 6. Făina de ea conține, conține circa 50% proteine. Numele ei vine probabil de la un cuvânt japonez care înseamnă sos. Ce este ea? 7. Iisus îi se adresează lui cu următoarele cuvinte, adu degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Cine este El? Și ultima întrebare. Care este unicul număr care este atât suma cât și produsul acelorași trei numere întregi pozitive consecutive? Aici puteți scrie sau sub formă de cifre sau sub formă de litere. Așa o pauză scurtă de cel mult un minut, în care vă reamintim că puteți să susțineți proiectul Quizul de vineri, dar și întreaga activitate a CMJ, pe intermediul Patreon sau pe intermediul transferurilor directe pe conturile bancare ale CMJ, pe care le găsiți în descriere. Am ajuns direct la răspunsurile pentru runda vegetală. Haideți să vedem despre ce plantă este vorba. Papirus. Se făceau foarte multe chestii diferite din papirus. Am deschis, dar în mare parte echipele au răspuns corect. <coughs> la întrebarea a doua, cum era numit revista de satiră din Moldova, din perioada socialistă, Chipăruș. Prima dată a apărut în 1958, iarăși majoritatea cunosc, eu chiar și țin minte exemplari din acele reviste din anii 90 le-am prins eu ce produs a fost omis din denumirea uzuală a plantei cheese sau în român ar fi cașcaval la 4 avocado și trage numele de la acel cuvânt Așa, informație utilă. Întrebarea 5. Despre ce boală este vorba? Despre scorbut, <coughs> boală ce apare din cauza deficitului de vitamina C. La întrebarea 6, ce activitate. Tipărirea cărților. În 1440, Gut Gutenberg a reinventat tiparul. Funcțional teascurile pentru struguri, măsline nu se deosebesc foarte mult de cele folosite pentru tipar. Așa că tipografie adesea nu construiau o tiparniță de la zero, ci cumpărau teascuri de la alte activități. Șapte, două litere trebuia să scrieți și t. Deci nu genilor, ci geniștilor le-aș fi le prins bine cei care căutau mine. Întrebarea opta, bine că nu e cipiar, este nuca. Aproape toate echipele au răspuns corect la această întrebare și să revenim la tabelul cu clasament. În jur de 10 echipe au răspuns la toate întrebările din această rundă. Să vedem acum cum v-ați descurcat la runda Flash. Cine este ea? Ea este Mara. Mara din Maramureș. În Mara, personajul Iponim arendează podul de plute de peste Mureș între Radna și Lipova. Întrebarea a doua, un opus al lui pobre, ar fi Rico. Pobre sărac, Rico bogat. La trei, franciza este Sims. În jocurile Sims îți poți crea a, propria viață, iar Sim vine de la subscriber identity model. Patru, s-a străduit, dar a scris o carte proastă, înseamnă că ai erosit uleiul adică ai rusitul din lampă. La 5, balțata cu negru de tip moldovenesc este o vacă și Abdul al doilea avea o vacă pe care și omul mulgea singur. La întrebarea 6, ce care ar proveni de la cuvântul japonez care înseamnă sos, soia. La întrebarea 7, șaptea, cine este el? Toma sau Toma necredinciosul. Și 8, răspunsul este 6. Da, adică 1 plus 2 plus 3 sau 1 mulțit la 2 mulțit la 3. Avem în această rundă o singură echipă care a răspuns la toate cele 8 întrebări, echipa SER. Felicitări pentru SER. Da, după părerea mea, n-au fost foarte dificile întrebările, însă Ritmul ăsta rapid, cred că a creat dificultăți pentru unele echipe. Acum, da, aici era în plus, la hărți. Am revenit la runda a cincea despre hărți și, de asemenea, am revenit la ritmul normal cu un minut pentru discuție. Haideți să vedem întrebarea întâi. Pe această hartă vedeți cu verde statele care nu recunosc X-ul. X a apărut în urma unui plan de, de partiție adoptat de ONU în 1947. Ce este X? Întrebarea a doua. Pe această hartă vedeți colorate diverse forme de alfe care au mai rămas pe glob. Ce sunt alfele? Întrebarea a treia, pe această hartă, vedeți cota lor în numărul total al populației. Cine sunt ei? 4. Pe această hartă vedeți deplasarea, inclusiv prognoza pentru 2025 a centrului de gravitate. Terminați fraza printr-un cuvânt de origine grecească. 5. Pe această hartă vedeți alfele statelor în beta. Numiți alfa și beta prin două cuvinte care încep cu litere consecutive în alfabet. 6. Pe această hartă cu roșu vedeți statele care nu au adoptat XY. Pentru prima dată XY a fost introdus după Revoluția franceză, caracterizat ca pentru toți oamenii și pentru toate timpurile. Ce este XY? 7. Pe această hartă cu verde, vedeți statele în care se X pe Y. Care cuvinte care încep cu litere consecutive din alfabet au fost înlocuite prin X și Y? Și ultima întrebare din rundă. Pe această hartă cu albastru sunt indicate statele care utilizează X. Numi X. Numiți X printr-un cuvânt din 4 litere. Oh. <music> you Și puțin câte puțin am ajuns la runda a șasea, muzică și film, de această dată fără o careva tematică, întrebări generale despre muzică și film. Haideți să începem! la laudeat a găzduit concertul gratuit cu cei mai mulți spectatori din toate timpurile. Cine este el? Recunoașteți filmul Ilustrat minimalist cu ajutorul Lego. Întrebarea a treia. Continuăm. În imagine vedeți pe frații Tom, James și Dave. Lui James, întrucât este cel mai cunoscut, i-am șters fața. Care este numele lor de familie? Titlul acestei animații din 2017 coincide cu supranumele unei francezoice acuzate că a spionat pentru naziști, numiți animația. În 2014, un grup de cercetători britanici a stabilit că această piesă a fost identificată cel mai rapid dintre cele puse la dispoziție, în mediu în 2,3 secunde. Identificați piesa audind doar 2,3 secunde și pornesc imediat. Poftim! Întrebarea 6. În realitate, numele de scenă al lui Florin Stoian a fost împrumutat din Arabă, unde înseamnă pace. Care este acest nume de scenă? 7. Bong Joon-ho, regizorul sudcorean care a luat Oscarul anul acesta, s-a exprimat așa, vă citesc doar traducerea, odată ce depășești bariera de un sol în lor, vei avea acces la o grămadă de filme extraordinare. Ce sunt ele? Și ultima întrebare din runda. Această piesă a fost mult timp cea mai profitabilă din istorie, aducând un venit de circa 5.000 de dolari pe zi. De asemenea, prețul cerut pentru a o utiliza într-un film a atins și 25.000 de dolari. Despre ce piesă este vorba, dacă în Uniunea Europeană drepturile de autor au expirat în 2017? Iată, am ajuns și la ultima rundă, runda specială. Avem introducerea. Deci veți juca două întrebări. Răspuns corect aveți plus un punct, lipsă răspuns 0 puncte și răspuns greșit minus un punct. Decideți voi la care întrebare răspundeți, la care poate nu, nu merită să riscați. Faceți strategie și jucăm prima întrebare. Guillermo, a zis într-un interviu că drag dragostea poate să umple orice vas, uneori dintre cele mai neobișnuite, ce a creat Guillermo în anii 2016-2017. Și ultima întrebare de astăzi. Am lăsat această întrebare pentru la urmă. Într-un proverb oriental, omul este comparat cu un câine. Dar cu ce este asemănat în cazul dat fericirea după care umblă veșnic acest om? Ketie va sekundę man yra maras, peru ekspedia formuolarų la runda specialu. Irašo, skurtą pauzą. Între timp, Alexei și Sanda reușesc să verifice răspunsurile voastre. Vă reamintesc, puteți să utilizați hashtagul Quizul de Vineri pentru a face postări, a scrie ceva despre eveniment, uh, pentru a publica diferite poze cu voi în timp ce jucați și așa mai departe. Uh, mergem mai departe, avem uh, un anunț, marți, pe 10 noiembrie, deci până atunci mai avem uh, cam două săptămâni și ceva. Planificăm uh, un joc de match. De asemenea, va fi pe canalul de YouTube și vom utiliza în acest caz o aplicație făcută de Alexei pe pagina cmj.md. Cine nu știe cum se joacă match, este un joc mai simplu decât ce unde când, în care noi la start vă dăm toate răspunsurile. Treaba voastră este doar să potriviți răspunsul corect la întrebarea curentă. Deci, sperăm noi că o să iasă interesant și distractiv. Încercați să vă notați undeva și să vă alăturați pe data de 10 noiembrie, seara, ca de obicei, cum facem noi jocurile online. Ok, acum am ajuns la răspunsurile pentru ultimele trei runde. Mm -hmm. Haideți să mergem la răspunsurile de la hărți. Ce vedem noi pe această hartă? Ce este X? X este Israel. Deci este vorba despre state care nu recunosc Israelul. Iată așa o situație. De exemplu, Egiptul chiar și-a fost în război cu Israelul, dar oficial se pare că nu-l recunosc. La întrebarea a doua, diverse forme de monarhii. Întrebarea a treia, cine sunt ei, atei, dar mulți atei în China, în Cehia. Întrebarea a patra, un cuvânt de origine grecească, economic. Deci centrul, dacă am luat cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, s-a modificat punctul acesta central. Întrebarea a cincea, Moer, Moer Duova, Lomania, astfel sună denumirile statelor în chineză sau acceptăm și răspunsul nume în mandarină. De exemplu, corespunde tuturor criteriilor. La 6, ce este XY sistemul metric sau sistemul internațional? Da, diferite forme de răspunsuri le-am acceptat pe cele similare. Întrebarea 7 Uh, sunt statele în care se conduce pe dreapta sau se circulă pe dreapta. Și 8 statele care utilizează euro repejor. Să vedem, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 echipe care au răspuns corect la această rundă. De fapt, au răspuns corect la toate întrebările la această rundă. Mergem mai departe. Muzică și film. La întrebarea 1. Cine este el? Este Rod Stewart. Concertul a avut loc în 1993 în Rio de Janeiro. Au fost prezenți circa 4,2 milioane de spectatori, iar piesa audiată a fost Sailing. Vă dați seama, 4,2 milioane de spectatori, mai mulți decât sunt acum în Republica Moldova toți se adunați pe o plajă. Întrebarea a doua, multe echipe s-au descurcat, nu era chiar atât de simplu, Spider-Man, Deci ace această scenă din Spider-Man. Întrebarea a treia, am zis că continuăm, numele este Franco. James Franco a jucat în seria Spider-Man, iar Tom și Dave sunt și ei actori. La patru, Coco, Gabriel Coco Chanel, A kolaboratų nazištai, iš EFOS aprapės Fiery Statue, dupa Aldoelė Rasbojų Mundial. A, štai čia samtempla, tam data înapoi. Antrabaria cinčia. Distulde, kur nuskutė piesa, šort, kunoskut, šių šortų, pralkai, kur diri kur nuskutė, keršin 2,3 sekundė, one abe, despais grows. Lašasi. Florin Stoian, cunoscut și ca Florin Salam. În ebraică, de exemplu, pace e shalom. Și șapte, ce sunt ele? Subtitrările. Da, odată ce te deprins. să urmărești filme străine cu subtitrări, poți să vezi foarte multe filme bune. Opt. Uh, unele echipe s-au descurcat mai bine, unele au scris alte melodii. Răspunsul corect este Happy Birthday to You. Drepturile în Uniunea Europeană au expirat la 70, 70 de ani de la moartea lui Petty Hill, presupus autoare a piesei. Da, și am mai citit informații despre uh, Happy Birthday. Se pare că de-a lungul timpului drepturile au fost cumpărate de diferite persoane juridice care încasau, iată, sume foarte, foarte mari. Să vedem la runda muzicală și despre film. 1, 2, 3, 4, în jur de 6 echipe, iarăși au luat maxim de puncte, 8 puncte. Ok. Mergem și la răspunsurile pentru runda specială. Aici Guillermo a creat ceva în anii 2016-2017, a creat filmul Shape of Water. Este vorba despre regizorul Guillermo del Toro. Și la 2 am lăsat întrebarea pentru la coadă cu răspunsul coadă. Câinele se fugărește după coadă, precum omul după fericire, neînțelegând că ea este foarte aproape, chiar alături de el. Iată așa o filozofie orientală. Să vedem cum s-au descurcat echipele, destul de bine, multe echipe, cred că vreau 15 sau chiar mai multe, au luat două puncte la această rundă. Ok, noi luăm o pauză de 1 minut, două minute să facem totalurile, după care le afișăm pe ecran. Am revenit, cam greu se mișca la noi calculatorul data asta, nu știu de ce. Nu vrea să fac update la fișierul cu rezultate. S-a primit până la urmă, eu sper că totul a ieșit ok. Vă reamintesc că mâine, sâmbătă dimineață, o să verificăm încă o dată rezultatele. Dacă sunt ceva diferențe le corectăm înainte de publicarea pe Facebook și pe pagina Cook.media. Ok, haideți să mergem acum la rezultate. 39 de echipe am avut astăzi. Vedeți și voi cum s-a jucat. Așa, ne mișcăm câte puțin. rezultate foarte, foarte strânse, chiar și cu puncte de, cum vedeți, 37, 38, 39. Echipele n-au reușit să ajungă în top 10. Dar din numere mai originale astăzi. Și pe locul 3, echipa FI, 47 de puncte. Pe locul 2, echipa SER, 48 de puncte și pe locul 1, echipa REM, 48 de puncte. Stați puțin să deschid să vedem cum totuși s-a făcut departajarea. REM și SER, număr egal de runde câștigate, câte 5, însă echipa REM a reușit să transmită mai rapid formularul de la... Runda a șasea, da, ultimul criteriu de departajare și iată, uh, ca și data trecută, s-a decis uh, la criteriu suplimentare cine este câștigătoare. Felicitări echipei REM cu un nou câștig. Uh, cu asta noi încheiem concursul de astăzi. Vă dorim uh, să fiți sănătoși, să aveți un weekend cât mai frumos. Cele bune!